Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Franța, uite o idee care mi-ar plăcea să se întâmple și în România. Deci în Franța, Carrefour, lanțul Carrefour a început să pune etichete, bilduri prin care îi face de rușine pe producătorii care micșorează cantitatea, dar păstrează prețul sau chiar cresc prețul și pun niște etichete de-astea pe produsele respective. Și dacă ei să-i facă de rușine, e un avertisment până la urmă. Da, avertismentul e așa. 26 de produse pentru început. Pe etichete scrie așa. Acest produs a înregistrat o scădere a volumului sau a greutății sale și o creștere a prețului efectiv de către furnizori. E ceea ce se cheamă în mediile americane shrinkflation. Adică micșorăm produsul, în loc de un pachet de unt de 250 de grame, îl vindem acum la 200 de grame, el pare cam tot atâta, adică te uiți la raft, am văzut eu, în magazine noastre. Acum, din punct de vedere... Și prețul e acela sau puțin mai mare. Caloric e mai bine pentru noi că se întâmplă lucrul ăsta. Da, dar din punctul de vedere caloric al portofelului e mult mai nasol. Asta e adevărat. Auzi, că... am văzut o șmecherie nouă, asta e în premieră, la Roșii Sherry, vrac, da? Scria 9,99. Așa? Și mi s-a părut mie, zic, băi, totuși prea ieftin, că erau de-astea de import, 9,99, 500 de grame sau 100 de grame? 250 de grame. Asta e ultima, 250. Adică eram obișnuit cu prețuri la 100 de grame. Da. De-astea erau, încă o dată, nu erau prea ambalate câte 200. Era, asta zi, lădiță de Roșii Sherry. Mie îmi trebuiau câteva pentru o rețetă, nu are a face. Și scria 9,99, zic, mamă, ce ieftine sunt, aș lua un kil. Și când colo erau 250 de grame, nu? Da. 99. Și jos mic era 39,9 kg. Deci cumpririle pot fi foarte mari. Deci Carrefour, de exemplu, arată că o sticlă de Lipton Ice fără Ice Tea în Franța. Cu aromă de piele, în Franța, da. A scăzut de la 1,5 litri la 1,25, dau ei un exemplu, ceea ce a dus la o creștere efectivă de 40% a prețului pe litru. Dacă s-a și scumpit concomitentul. Prăjitură cu înghețată Vienneta, produsă de Univers, a micșorat de la 320 de grame la 320, de la 350 de grame anterior. Și știu unde am mai văzut asta, că se întâmplă în România? Da, adică asta este peste tot și la noi. Vreau și eu etichete de astea de preț, să-i facem de râs și să fim avertizați că producătorul e șmecher. Și se întâmplă asta și la unii furnizori de telefonie. Nu știu dacă la toți, la ăsta al meu, da. În ce sens? În sensul în care, de exemplu, când cumperi cartelă, cum cumpăr eu, a scăzut durata de valabilitate la anumite servicii. Adică nu mai e tot pe atâtea zile, e pe mai puține zile. Da, da, nu da, multe, da, da. Câteva, înțelegi? Da, nu mai e 28, sunt 26. M-am mirat eu că mi s-a terminat, nu mai aveam... Credeam că ți-a făcut minutul 45 de secunde, și asta era tare. Cam așa, asta ar fi următorul pas, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.